Ion Călinoiu devine încet și sigur purtătorul de cuvânt al complexului energetic Oltenia. Acesta a declarat astăzi că sediul producătorului de energie va fi la Târgu Jiu, așa cum i-a promis premierului Victor Ponta acum 2 luni. Călinoiu i-a luat astfel locul lui Ciurel și a anunțat că până la urmă s-a ales varianta unui sediu pentru care se va plăti chirie. Până la sfârșitul lunii noiembrie, sediul va fi funcțional în Târgu Jiu. Unde? El este mutat și va fi funcțional în Târgu Jiu. E vorba de sediu pe care o să-l ia de la gaz. Deja s-au făcut fostul district gaz de la gară, s-au făcut demersurile necesare și acolo trebuie realizată infrastructura necesară cu ceea ce au ei, logistică, infrastructură informatică. Urmează etapa a doua, să vă spunem. Prima fază e de închiriat. Tot șeful Consiliului Județean a fost cel care a anunțat și planurile de viitor ale complexului. Astfel, cariera Seciuri trebuie extinsă rapid, fie în zona Busuchin, fie pe rasa județului Vâlcea, ca urmare a epuizării frontului de lucru. Călinoiu spune că gorjul prezintă cele mai multe beneficii, iar în plus activitatea poate începe foarte repede în zonă. Problema o reprezintă însă banii ce trebuie investiți. Este rezerva pe 20 de ani de zile la Busuchin de lignit, față de 4-5 ani de zile cât este la alunul Oltețu, ca să rămână la Gorj, ci că au nevoie de vreo 2025 de miliarde de lei vechi, investiții. Redarea în circuitul agricol a suprafețelor de teren afectate de minerit reprezintă și o misiune dificilă, deși au avut loc mai multe deplasări pe raza comunelor Negomir, Fărcășești sau Săcelu.